Să ne calificăm mai întâi în Europa League și o să ne revenim și în Liga 1, spune antrenorul campioanei FCSB. Returul cu Linz se joacă în Ghencea și pornește de la 1-1. FCSB are prima șansă la calificare după golul lui Miculescu din Austria. FCSB n-a mai ajuns de 7 ani în Europa League. We see it like a final for us because it's a game that we really want to pass through the group stage of Europa League. Nici nu vreau să mă gândesc la un eșec, vreau să gândesc pozitiv. Competiția Europa League e foarte, foarte, foarte puternică și vrem să jucăm în Europa League. FCSB vrea să scape de gazonul din Ghencea, iar returul cu Linz va fi ultimul meci pe care îl joacă acolo. If we start giving excuses, we will not win nothing. So, no excuses, the pitch is for both teams. We have to play this pitch. În cursa spre Europa League și premiul de 10 milioane de euro de la UEFA, FCSB a suferit 3 înfrângeri în campionat și se află pe locul 15. I had a grandfather that he told me many times, you fall 6 times, you get up 7, you get up 8, and be sure that we will have time to recover there as well. Eu cred că vor reveni. Nu se poate prelungi perioada asta de secetă în campionat.